Iată-ne, estimați spectatori, în partea a doua a emisiunii Fotoliu cu Ghimpi. Invitata noastră de astăzi este Andreea Neica, președinta Partidului Național Liberal Totești și candidată la primăria Totești, da? Vorbeam despre socializare și despre tot felul de lucruri și tot noastră spuneați în prima parte a emisiunii că sunt în două dintre sate destul de mulți copii, cred că chiar în trei. Copii și tineri, ce faceți cu tinerii ăștia? Cum își pot petrece ei timpul liber? Sau ce ar trebui făcut pentru ei din punctul nostru de vedere? Am putea să facem niște competiții sportive între sate. Interesant. Dar unde? Păi la terenul din Păclișa, care trebuie renovat. Da, bun, ok, trebuie renovat, dar există un teren, există un teren sintetic, da, așa? Da, și acolo am mai putea face un teren de volei, pentru că... Tot în Păclișa sau...? Păi tot în Păclișa, dacă tot este terenul respectiv în Păclișa, terenul de fotbal, putem face lângă și un teren de volei, pentru că poate mai sunt fete. Așa. Sau handbal, un teren de handbal. Nu toată lumea joacă fotbal. Am tenis, spus. Mai sunt sporturi de... De practicat. Da, de teren, de cumva, de exterior. Dar de ce nu Păclișa, în Rea și în Cârnești? N-ar fi nevoie? Păi ar fi nevoie și în Rea și în Cârnești. Păi și atunci? Se pot face proiecte pentru terenuri și acolo. Bun, ok, competiții sportive. Dar ar fi interesați tinerii de astfel de lucruri? Am putea să-i facem să fie interesați. Dacă se vrea, se pot face tinerii. Se poate avea implicare din partea lor. Păi cum? Păi, în primul rând, trebuie să-i anunțăm. Se fac, da. Se fac ceva competiții, haideți să vedem la ce sporturi sunteți buni, să vedem ce sporturi avem, volei, tenis, handbal, și să facem câte o echipă, dacă se poate spune așa, în fiecare sat, dacă nu asta facem... Asta nu cred că ar fi o mare scofală, ca să zic așa, să da. Jucăm în fiecare sat câte o echipă. Fiecare sat câte o echipă și ne jucăm între noi. Nu trebuie neapărat să avem premii colosale și premii așa. Să fie de distracție, de timp liber, de socializare, exact. Da, am înțeles. Da, în felul ăsta copiii poate n-au stat mai pe drum expuși. Și doar pe tablete și calculatoare și telefoane și așa mai departe. Da, interesant proiectul și acesta. iarna am putea să reînviem totuși tradițiile. Așa. În ce sens să le reînviați? Socrii mei sunt dintr-o localitate de lângă Hațeg și acolo este atât de frumos iarna. Sunt de Crăciun, sunt călușarii, așa. Sunt craii, sunt stelele. Stelele sunt copiii mici, până la 7 ani. Craii sunt de la 7 la 14 ani și după aceea ajung călușari. Este atât de frumos în cele 3 zile de Crăciun să vină în fiecare zi, că sunt, na, fiind satul destul de mare, sunt împărțiți pe... Pe cete? Pe zile. Nu, pe sunt împărțiți, da, prima și a doua și a treia zi de Crăciun. Așa. Și dimineața vin după biserică, prima dată merg toți la biserică. Crai, steaua și călușarii merg la biserică. Acolo se ține slujba și după aceea fiecare își merge acasă. Și încep. Vin crai, vin copiii. După crai, vin stelele. După stele, seara, de obicei, că na, vin băieții mari, cum se zice, vin călușarii. Este atât de frumos și se strânge lume de peste tot. Vin să vadă, mai ales la călușari. Deci călușarii sunt ceva spectaculos. Mm. Dansul călușarilor. Păi, și vă gândiți că lucrul ăsta ar putea fi pus în practică și la Totești? De ce nu? Este atât de frumos. Deci sunt niște tradiții atât de frumoase care sunt uitate și lăsate în paragină cumva. Da, dacă stau bine să vă gândesc că există și locații, sunt cămine culturale. A treia zi, da, a treia zi se face bal la cămin, cum se zice. Uh-huh. Cu muzică, cu tot. Cu... Aveți cămine culturale în comuna Totești? Este, sunt, da. Sunt. Și da. Sunt în toate cele 4 sate? Da. Gândesc că, din câte știu eu, căminul din centrul de comună, parcă cel de la Totești, este în reabilitare acum. Da, da. Cel de la Cârnești reabilitat sau este reabilitat, da. La Păclișa există unul, da, mă rog, și la Rea nu știu tot cum așa. E. Tot așa.
Deci cel mai potrivit ar fi în momentul ăsta cel de la Cârnești până când se termină... Păi nu, că fiecare sat ar trebui să aibă cetele respective. A, zău? Așa, da, așa deci, ați gândit-o? Așa ar trebui. Păi bun, dar nu neapărat Călușar, nu, că poate unii nu vor să joace Călușul, poate unii vor să, nu știu, cântă muzică populară sau să danseze. Foarte sau... bine. Ar fi... Mie îmi plac dansurile populare, nu mă pricep la ele. Da, așa. Da, îmi plac. Nimic învățat. Da. Dar ideea e că dacă tot stai la țară, trebuie să știi să dansezi un dans popular. Da, de ce? Da, de ce nu? Când mergi la... Cum să mergi undeva și să nu știi să dansezi un dans popular? Păi doi la stânga, doi la dreapta. Nu e adevărat. Nu? Nu mergi așa? Da, așa am fost și așa am zis și eu. Unul la doi la dreapta, doi la stânga. Nu, dar este... Sunt dansuri care se pot învăța. Păi și cine asta învăță? Că aici e o problemă. Putem să facem ansambluri. Așa. Și putem să aducem pe cineva abilitat ca să învețe tinerii să joace. Ceva de genul, ba, și copiii să plătească sau nu? Păi, nu, putem să facem pe proiect, să putem să facem un proiect european, da, exact, în care să accesați tot felul de chestii. Da. Dar pentru, au fost astfel de proiecte. Și pentru îmbrăcăminte, pentru straie da. Și pentru... Parcă la Bretea da, la Bretea, română da, s-a exact. Accesat da. Un astfel de proiect. Și cred că și la Sălaș. Da, și au făcut ansamblu și chestii de da, genul ăsta. Da, și mi-ați ziceți că v-ar plăcea o astfel de chestie da, mi-ar plăcea. Și în comuna Totești. Interesant. Și totuși tinerii cred că ar fi interesați. Păi, da, dacă învață să danseze acolo, pe urmă când se duc undeva, să dau și eu un pic în spectacol, nu da, au da, ce arăta. Doi la stânga, doi la dreapta, cum fac eu sau nu știu, dumneavoastră. Bine, mă cam ferez de doi la stânga, doi la dreapta, că pe urmă ajung să fac doi înainte, doi înapoi și pe urmă mă urt încerca prostul. Dar mă rog, asta e altă poveste. Bun, am înțeles. Foarte interesant asta cu dansurile pentru tineri. Dar pentru aia care nu vor nici să danseze și nu vor să facă nici sport, ce ar mai putea să mai facă tinerii? Ar mai fi ceva? Sau ăștia să fie sănătoși, n-au decât să stau să îngrașe. Păi nu, că trebuie să îi acaparăm cumva pe toți. Așa, să ce? Să le umpleți dumneavoastră timpul liber. Da, să încercăm, poate bun la altceva. Pictură, desen. Poate le place altceva. Le place să facă goblen. Interesant. Și atunci putem să... Șezători. Șezătoare? Șezători. În 2020. Da, de ce nu? Suntem la sat. Cum se face, domnule, șezătoare suntem în 2020? La sat. Putem să învățăm, să o chemăm pe vecina să ne învețe să coasem o ie. Asta e frumos. Așa. Să croim o ie. Da? Să o asamblăm, tot frumos. De ce nu? Păi nu trebuie ceva, ustensile speciale? Nu. Nu? Nu. Dumneavoastră știți să faceți? Știu să le cos doar. Știți să le coaseți? Da. În regulă. Da, uite, interesant. Și ce să faceți cu ea? Păi să le pun tot de, a, pentru purtați. Noi. Da, ce exact. Prostească. Exact. Ne facem fiecare. Sunt sigură că multă lume le-ar plăcea totuși o șezătoare din asta. Pentru că așa s-ar simți implicați și bătrânii din sat, care știu să facă treaba asta și poate ar vrea să dea mai departe tinerilor și nu și are nu cine cui. Să... Da, și nici... Păi dacă ar vrea să dea mai departe și tinerii ar vrea să și primească, ar fi un mare lucru. Ar fi. Chiar mi-ar plăcea. Da, în momentul de față, în afară de laptopuri și calculatoare și stat unul lângă altul, și niște jocuri? Și niște jocuri, da. Cu ce se ocupă, cu ce șucru timpul tinerii din comună? Pe stradă. Pe stradă. Nu avem nici discotecă. Nu avem nici discotecă. Da, aia mai lipsește. Păi, a, da. Că mai, nu mai, cred că e de modată discotecă. Da, cred că. Poate nu fie ceva gen club, că te rog da. Frumos. Bun, ideea este următoarea. Ne apropiem cu pași mari de finalul emisiunii, Andreea. Mai avem vreo 5 minute așa la dispoziție. Și vreau să te întreb următorul lucru. Tu ești sigură că vrei să intri în bătălia asta electorală? Da. Pentru că eu am auzit că aiurea. E doar așa de fațadă. E de fațadă, nu da. Este așa. Nu, chiar îmi doresc. Chiar îmi doresc să intru și să ajung acolo. Da? Da.
pentru toate lucrurile pe care... Acum te iau la pertu, ca mai ales așa. Pentru toate lucrurile care le-am spus mai devreme. Pentru toate lucrurile pe care mi le-ai spus. Mai sunt și lucruri pe care nu mi le-ai spus? Sau pe care nu poți să mi le spui acum că încă nu-i campania electorală? Mai sunt. Aha, o să mi le spui în campania electorală? Bineînțeles. Bun. Deocamdată ceea ce era de reținut am cam reținut. Și anume faptul că ești tânără, că zici că vrei. Și zic că și pot. Ești sigură? Da. Bun. Și că ai ceva echipă. Mică, dar puternică. Mică, dar puternică. Bun. Cum ar trebui să te privească oamenii pe tine în comună? Ca pe un om simplu care își dorește cu adevărat să schimbe fața comunei cumva. Am înțeles. Cum simți că ești privit în momentul ăsta? Sunt un necunoscut. Ești un necunoscut? Uite că te ajutăm noi să te cunoască oamenii, da. În cadrul emisiunii de astăzi. Am observat că ai avut mari emoții. Foarte mari. Mă rog, pentru mine e o chestie normală. Am, repet, chiar îmi place când cineva are emoții acolo. Mă simt wow. Dar e normal și este firesc să ai emoții. Îți doresc succes. Mulțumesc. Și probabil că ne vom revedea în campania electorală cu alte proiecte. Da. Deocamdată te-am cunoscut. Am observat că nu ești o ființă nici agresivă, nici pusă pe dat cu parul. Nu. Asta e un lucru mare în campaniile electorale. Și că îți dorești ceva pentru comunitatea ta. Așa este. Îți mulțumim pentru prezența în emisiune. Mulțumesc și eu. Stimați respectatori, Andreea Neica, candidată PNL pentru funcția de primar și în același timp, cred eu, și la Consiliul Local, nu? Bineînțeles. La Comuna Totești. A fost invitata noastră la Fotoliul cu Ghim. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți în continuare cu noi. Numai bine!